Lăudați să fie Domnul! Scumpă Biserica Domnului Iisus, având intenția să citesc un pasaj din Scriptură, vă rog să rămâneți în picioare. De data aceasta o să citim din Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele de la 18 până la 20. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit să vă reocupați locurile. Suntem aproape de încheierea serviciului divin de dimineață al Convenției. Adevărul este că acest serviciu de dimineață a fost unic prin intensitatea emoției pe care fiecare dintre noi am simțit-o, gândindu-ne la adâncimea încercării, suferinței prin care au trecut aceste familii. Compasiunea pe care noi am cultivat-o, în primul rând ca oameni și în al doilea rând ca oameni mântuiți, în a căror inimă există dragostea lui Dumnezeu și Duhul, lucrarea Duhului Sfânt, ne face să devenim foarte sensibili la durerile și nevoile oamenilor. Am cultivat această atitudine de bunătate, de milă, de dragoste și de compasiune. Și în această dimineață, persoanele acestea care au trecut printr-o suferință atât de profundă ne-a mișcat inima într-un fel special. Avem încrederea că Dumnezeu care i-a adus până aici va continua să le poarte de grijă potrivit planului Său, potrivit harului Său. Vă salut și eu cu bucurie în numele Domnului Iisus. Sunt împreună cu Carmen, soția mea, câțiva pastori ai bisericii de unde noi venim, mai mulți membri ai bisericii Betania, și împreună vă aducem salutări și vă binecuvântăm în numele Domnului. Ne-a fost dor de convenție și ne bucurăm acum, pentru că avem harul acesta, să fim în mijlocul acestei sărbători care va deveni istorie. Vreau și eu să mulțumesc fratelui păstor Cornel Avram, bisericii Happy Valley, conducerea bisericii, frățietății în general, pentru efortul care l-au făcut, pentru inițiativă, pentru curaj, pentru cheltuială și pentru sensibilitatea cu care au încercat să ne împlinească nevoile și să ne ajute să ne simțim bine aici. Dumnezeu să le răsplătească efortul, slujirea și sacrificiul. Mă onorează faptul că mi-a încredințat onoarea aceasta să rostesc o predică numită Biruitor prin câștigare de suflete și inspirată din pasajul Scripturii pe care tocmai l-am citit. Pasajul acesta este supranumit Marea Trimitere. Marea Trimitere în evangelizare și misiune. Și în intenția de a defini termenii, precizez faptul că în predica mea din această dimineață voi folosi termenul evangelizare și misiune cu următoarele conotații, înțelesuri. Atunci când mă voi referi la evangelizare, mă voi gândi la predicarea Evangheliei în propria cultură, Ierusalim, Iudeea, Samaria. Și atunci când voi folosi cuvântul misiune, mă voi referi la predicarea Evangheliei în alte culturi, adică până la marginile pământului. Marea trimitere din pasajul acesta pe care l-am citit este rostită de Domnul Iisus Hristos într-una dintre cele 40 de zile pe care le-a petrecut între moartea și învierea sa. Iertați-mă, între învierea Domnului Iisus și înălțarea sa. Și predica mea se va concentra pe trei gânduri pe care vreau să le transmit. Primul dintre ele, aș vrea să explic puțin Marea Trimitere. Apoi, aș vrea să argumentez Marea Trimitere și în final, în încheiere, să aplic Marea Trimitere. Când vorbim despre explicația Marei Trimiteri, privind în pasajul din Scriptură pe care l-am citit, constatăm că are două părți. În prima parte, care introduce și încheie o parte descriptivă de altfel, sunt două afirmații pe care Mântuitorul le-a făcut.
Este o afirmație la început și este o afirmație la încheiere. Afirmația de la început vorbește despre atotputernicia lui Dumnezeu, despre autoritatea lui Dumnezeu, care însoțește această mare trimitere și însoțește pe cei care practică marea trimitere. Afirmația de încheiere vorbește despre atotprezența lui Dumnezeu și fiecare om care se ridică în numele lui Dumnezeu să facă o slujbă își aduce cu bucurie și speranța în minte că Fiul lui Dumnezeu a promis că va fi cu noi până la sfârșit, în fiecare zi. Aceste două afirmații ale Domnului încadrează marea trimitere. El ne spune, eu am toată autoritatea. Dumneavoastră știți că se face uz de explicarea termenilor grecești. Sunt doi termeni care vorbesc aici, în general, despre putere și autoritate. Aici este termenul exousia, care vorbește despre autoritate. E ușor să facem diferența între ce înseamnă putere și autoritate. De pildă, acolo e un microfon, eu ușor pot să-l iau, să-mi folosesc puterea și să-l mut dintr-o parte în alta, dar nu am autoritatea și dreptul să mă amestec în a atinge microfonul acela și în a-l muta. Ei, Hristos aici este prezentat ca cel care are autoritatea, are dreptul legal. Poate lua microfonul acela și are dreptul să-l pună oriunde în clădirea aceasta sau oriunde în universul acesta. Nu vorbește despre puterea de a-l ridica, ci despre dreptul legal, despre legitimitatea pe care Hristos o are să facă absolut orice lucru. Și când introduce marea trimitere, el pur și simplu se prezintă pe sine ca fiind cel care este legitimat, împuternicit și are drept legal să introducă, să susțină, să trimită, să împuternicească, să protejeze, să binecuvinteze pe toți cei care se implică în marea trimitere. Iar afirmația de final vorbește despre atotprezența sa. Iată, dar, că eu voi fi cu voi până la sfârșitul lucrurilor. Aceasta ne dă siguranță și liniște, pentru că nevăzutul Dumnezeu, Hristosul care a fost pe pământ cu 2000 de ani în urmă, El este împreună cu noi. A doua parte a pasajului, încadrată de aceste două teste descriptive, este de fapt marea trimitere care are un rol imperativ și prezintă cele patru activități, cele patru părți ale marii trimiteri. Duceți-vă, și asta se referă la toți creștinii. Aici nu se referă la slujba de a fi păstor, evanghelist, diacon, că nu toți suntem ordinați sau nu toți avem slujba aceasta. Și aici se referă la un stil de viață de a-ți împărtăși credința, de a spune ce ți s-a întâmplat. Exact așa cum în avion s-ar putea să împărtășim cu cel de lângă noi pe care nu-l cunoaștem despre familie sau despre ce mașină avem sau despre ce meserie avem, ce carieră avem. Pur și simplu vorbim natural, spunem câte ceva despre noi. La fel de natural, la fel vorbind despre noi, putem să împărtășim despre credința noastră. Nu este vorba despre o școală pe care trebuie să o ai, nu este vorba despre o delegare specială, despre o ordinare, despre o trimitere, ci pur și simplu vorbești despre tine ca despre familia ta. Exact așa poți să vorbești despre credința ta. Hristos spune duceți-vă, spune plecați, mergeți. Și această trimitere este absolut pentru tot poporul lui Dumnezeu. Când El spune asta, noi pur și simplu avem o responsabilitate. Responsabilitatea de a merge, de a pleca. Dacă mergem, ascultăm. Dacă nu mergem, nu ascultăm. Apoi, El ne spune, mergeți și predicați Evanghelia. Faceți ucenici. Remarcați faptul că nu este vorba de convertiți. Și este vorba de ucenici. Când cineva se convertește, el este doar un convertit, un om care s-a schimbat, dar el nu este un ucenic. Pentru a deveni un ucenic, el trebuie să treacă printr-un proces de instruire. El trebuie să aibă pe cineva un mentor, un sfătuitor, o persoană care deja a trecut pe acolo de mai mult timp și știe cum să-l sfătuiască pe el pe drumul pe care el însuși a trecut mai de mult. Apoi, botezații. Botezații în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și, în final, învățații. Mi se pare interesant faptul că botezul este încadrat între convertire și învățare. Noi obișnuim să facem cateheza, să învățăm înainte de botez, făcând din asta un eveniment. Hristos vorbește despre învățare ca despre un proces care nu se încheie niciodată.
Când procesul acesta va exista, creștinii vor fi mai maturi, mai pregătiți, mai capabili să facă față dificultăților, mai ales în generația noastră unde trebuie să ne explicăm credința, să o argumentăm. Cea mai mare problemă a oamenilor din lume este păcatul. De aceea soluția pentru ei este pocăința. Când se pocăiesc, ei se convertesc și prin convertire vin în biserică. Devenind convertiți și membri ai bisericii, cea mai mare problemă a lor este lipsa de maturizare. Și soluția lui Dumnezeu este sfințirea. Soluția pocăinței este pentru oamenii din lume. Ei se convertesc și vin în biserică. Însă, pentru a ne maturiza, pentru a deveni ucenici, pentru a fi roditori, pentru a deveni folositori, noi trebuie să fim instruiți. Și în felul acesta devenim ucenici, iar soluția pe care Dumnezeu o oferă este sfințirea. Marea trimitere în fiecare generație a avut o anumită intensitate, o anumită măsură de rezonanță. Însă întotdeauna cel mai mare pericol pentru marea trimitere a fost marea omitere. Pentru foarte multe biserici locale, marea trimitere este de fapt marea omitere. Marea omitere. Primul misionar pe care Dumnezeu l-a trimis pe pământ a fost Fiul Său, a fost Iisus Hristos. Și El a spus, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Uneori noi justificăm absența evangelizării, explicând faptul că evangelizăm degeaba pentru că oamenii nu se pocăiesc. Există posibilitatea vreodată să predicăm Evanghelia degeaba? Noi ne simțim responsabili pentru pocăința oamenilor, dar nu ar trebui să ne simțim responsabili pentru pocăința lor. Ar trebui să ne simțim responsabili pentru cunoașterea și informarea lor. Noi nu avem capacitatea să-i controlăm pe ei pentru a se pocăi, dar avem capacitatea să-i evangelizăm. Să-i evangelizăm este treaba noastră, să-i pocăim nu-i treaba noastră, e treaba lor. Noi nu vom da socoteală dacă ei se pocăiesc sau nu, noi vom da socoteală dacă i-am evangelizat sau nu. Să evangelizăm e problema noastră, să le spunem despre Hristos, să împărtășim felul în care noi am crezut, ce ni s-a întâmplat, cum s-a întâmplat lucrul acesta, asta este treaba noastră. Cum reacționează ei cu ceea ce noi le spunem, nu mai este treaba noastră, este treaba lor. Dacă ei dau curs mesajului Evangheliei sau nu, este problema lor, este între ei și Dumnezeu, însă dacă noi evangelizăm sau nu, este între noi și Dumnezeu. Evangelizarea și misiunea este esențială, fiind prima dintre cele cinci scopuri pe care biserica le are. Mântuitorul și apostolii au făcut evangelizare și misiune mai mult decât orice altceva. Chemarea de a-ți mărturisi credința este universală. Repet faptul că nu trebuie neapărat să fii împuternicit de biserică, ci înseamnă pur și simplu să spui ce crezi și ce ți s-a întâmplat. Apoi, evangelizarea și misiunea sunt prezentate în Biblie ca două dintre cele mai importante priorități. Evanghelizarea aduce cunoștința de Dumnezeu. Amintiți-vă că în Romani, Pavel întreabă, cum vor crede oamenii dacă n-au auzit despre fenomenul convertirii, al credinței, al pocăinței, a fi copilul Domnului, parte din familia lui Dumnezeu? Cineva trebuie să le spună, iar acesta la modul general se numește evanghelizare sau misiune. Ucenicii au încercat să subordoneze evanghelizarea și misiunea prin interese escatologice și l-au întrebat pe Domnul, când te vei întoarce, cum va fi? Și Domnul le spune, nu e treaba voastră. Ce a vrut Domnul să spună? Dar care este treaba noastră? Și Domnul explică, când va veni Duhul Sfânt, El vă va da o putere, iar puterea aceasta va fi resursa pe care voi o veți folosi în evangelizare, Ierusalim, Iudeea, Samaria și în misiune, până la marginile pământului, în alte culturi. Răspunsul Mântuitorului a fost categoric, nu este treaba voastră. Treaba voastră este să vă implicați în marea trimitere. De cele mai multe ori, bisericile locale sunt tentate să nu facă evangelizare sau dacă o fac, să o facă sporadic. Și asta pentru că uneori biserica nu înțelege inima lui Dumnezeu cu privire la sufletele păcătoșilor. Pentru că nu are o învățătură biblică și nu înțelege care e scopul bisericii. Vedeți, cineva care cântă la cor crede că ăsta este scopul bisericii. Cineva care cântă la fanfară face din slujba aceasta scopul bisericii. Însă toate acestea sunt scopuri ale bisericii. Însă trebuie să existe un echilibru între ele. Evangelizarea trebuie să-și găsească loc ca și misiunea. Pentru că Dumnezeu a poruncit lucrul acesta. Uneori biserica nu a avut succes în evangelizare, drept pentru care e descurajată și nu mai face lucrul acesta, spunând oamenii nu sunt interesați. Nici noi n-am fost înainte de convertire.
Apoi, multe biserici devin indisponibile pentru lucrul ăsta sau evită să răspundă nevoilor spirituale ale oamenilor din jurul lor, din comunitate, sau au tendințe materialiste. Aduceți-vă aminte ce spunea Scriptura: am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd, să-l lucrez. Sau sunt dominate de familism și divertisment: tocmai m-am însurat, te rog frumos să mă lași în pace că sunt ocupat. Sau nu au o viziune de evangelizare, sau nu o comunică membrilor. Și dacă niciodată nu spui de lucrul acesta, biserica se obișnuiește cu a nu ști și a nu face. Nu înțelege că împuternicirea sau umperea cu Duhul Sfânt a fost în mod prioritar oferit pentru a merge până la marginea pământului. Există foarte multe piedici în calea evangelizării și în calea misiunii. De pildă, ignoranța: oamenii nu știu. Cum să creadă dacă nu știu? Alții nu cred, alții sunt indiferenți, alții amână, alții cred că sunt meritoși, autosuficienți, alții trăiesc într-un anturaj păcătos care îi țin prizonieri, alții sunt prieteni cu lumea și cochetează cu ideea bisericii, dar lumea e prea tentantă. Alții au vizitat o biserică, au avut o experiență neplăcută, nu i-a băgat nimeni în seamă, s-au simțit acolo străini în plus și au spus: eu nu mai mă duc niciodată acolo, oamenii n-au chef de mine. Evanghelistul este prea bine cunoscut în comunitate. Aduceți-vă aminte ce spuneau oamenii despre Hristos în zona lui. El este fiul tâmplarului. De ce își asumă el faptul că e o persoană specială? A copilărit aici. Care a fost mesajul de evangelizare al Mântuitorului și al apostolilor? Aduceți-vă aminte că Mântuitorul a fost direct și confruntativ: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Bogatul nemilostiv nu credea în evangelizare, nu credea în Scriptură, de aceea el credea că trebuie să se facă un miracol, să învieze cineva din morți și atunci se va pocăi. Și dacă el n-a avut șansa să vadă un mort viu, atunci frații lui, cei cinci care încă erau în viață, i-ar fi trebuit să aibă asta. Observați ce numesc oamenii evangelizare: să se facă o minune pentru că oamenii vor crede. Dar poporul Israel este un exemplu suficient pentru noi ca să acceptăm faptul că poporul ăsta a văzut foarte multe miracole și nu au crezut, nu s-au pocăit și nu l-au urmat pe Dumnezeu. Ofițerul Corneliu, deși era moral, avea nevoie să se nască din nou. Filip îl evangelizează pe famenul etiopian. Probabil că a stat câteva zile cu el. Vă mai aduceți aminte la sfârșit când omul ăsta aplică ce a învățat, ce a aplicat? El a spus: uite apa. Asta înseamnă că Filip i-a spus despre botez. Apoi Filip i-a spus despre Scriptură și despre Iisus. Când Biblia spune ce a făcut el, spune că a început de la Scriptura aceea, Isaia 53, și i l-a prezentat pe Hristos. Noi de multe ori încercăm să-i conducem pe oameni la sfințenie înainte de a-i conduce la pocăință. Poate în mintea unora dintre dumneavoastră sfințenia se suprapune cu pocăința. Dacă suntem cinstiți cu Evanghelia pe care o cunoaștem, acceptăm faptul că pocăința e mai mult treaba unui om din lume care vine înaintea lui Dumnezeu și își schimbă viața pocăindu-se și crezând. Iar sfințenia este încurajată pentru biserică, nu pocăința. Știu că mulți dintre dumneavoastră, dacă nu v-ați gândit profund la lucrul acesta, vi se pare ciudat. Știți de ce spun lucrul ăsta? Pentru că noi ne permitem să trăim în păcat și să ne pocăim. Și să trăim în păcat și să ne pocăim. Și să trăim în păcat și să ne pocăim. Și facem asta toată viața. Tot ne pocăim și niciodată nu suntem pocăiți. Dar Scriptura, dacă citiți epistolele, nu suntem încurajați să stăruim în pocăință și să stăruim în sfințenie. Nu că pocăința nu este necesară, dar pocăința trebuie să aibă un om atunci când se pocăiește și din lume vine la Hristos. Dar după ce vine la Hristos, el trebuie să se concentreze asupra sfințirii vieții. Să nu mai cadă și să se ridice. Să nu mai cadă și să se ridice pe pocăință. Pentru că pocăința repară. Toată viața avem de reparat. Dar de ce trebuie să stricăm ca să fie nevoie să reparăm? Scriptura ne îndreaptă privirile spre sfințenie, înspre o viață în care să ne asemănăm cu Hristos și să nu mai păcătuim dimineața ca să avem pentru ce să ne cerem iertare seara. Aș vrea să spun câte ceva despre aplicarea Marii Trimiteri și să mă apropii de încheiere, pentru că timpul expiră. Putem să folosim multe exemple din Scriptură: Nicodim, Zacheu, famenul etiopian, Corneliu, Pavel, ofițerul din închisoare, Lidia, dar aș vrea să folosesc un alt exemplu.
Aș vrea să folosesc un exemplu care se încadrează într-un contrast teribil. Femeia din Samaria. Știți că ucenicii cu Domnul Iisus trec prin Samaria, n-aveau mâncare, ucenicii merg în oraș să cumpere mâncare, Hristos rămâne la fântână. În timp ce el stătea la fântână, se pare că nu mai era nimeni, vine o femeie. Nu era obișnuit să-ți ia apă la ora 12. Biblia spune că la al șaselea seară din zi. De la 6 încă 6 înseamnă 12. O gospodină nu-și ia apă la 12, pentru că până la 12 mâncarea trebuie să fie făcută, rufele spălate și cam terminată treaba. Dar femeia asta a avut un anumit motiv ca să se ducă la ora 12 când nu mai era nimeni. Ea mergând acolo l-a întâlnit pe Hristos. Și Hristos o abordează. Dar știți care a fost scopul? Să o evangelizeze. Așa că eu am să folosesc pasajul din Ioan, capitolul 4, doar în câteva gânduri, ca să aplicăm un pic Marea Trimitere. Pentru că să o explicăm, noi toți acceptăm faptul că trebuie. Să o argumentăm, aducând exemple. Noi toți înțelegem fenomenul. Dar la aplicație probabil că avem mai multe dificultăți. Orică facem parte dintr-o biserică locală care nu accentuează evangelizarea din anumite motive, pentru că atunci când nu accentuează păstorul, nu accentuează nimeni. Sau ca indivizi, ca familie, n-am avut experiența niciodată să mergem în misiune, n-am avut niciodată bucuria, satisfacția imensă de a vedea pe cineva când se convertește sau un sărac care primește răspuns la nevoile personale sau familiale și din acest motiv ne simțim confortabil să nu facem evangelizare și din Marea Trimitere să facem Marea Omitere. Haideți să ne uităm un pic la ce vorbește Mântuitorul cu această femeie. Observați că el începe să-i vorbească despre Hristos fără ca mai întâi să-i vorbească despre Hristos. Îi vorbește despre mântuire fără ca mai întâi să-i vorbească despre mântuire și începe de la o nevoie fizică, reală, comună, apa. Ea a venit acolo să ia apă și Hristos a înțeles asta și a început să vorbească despre apă, pentru că singurul ei interes era apa. De aceea a venit acolo, să-și ia apă. Atunci când ne întâlnim cu un om, trebuie să știm în ce moment l-am găsit și care e nevoia lui atunci. Dacă putem să identificăm nevoia lui, discuția trebuie începută de la nevoia pe care el o are. Atunci el nu se va supăra că îl vom aborda. Nu se va supăra că necunoscându-l ne băgăm în seamă și începem să discutăm lucruri foarte personale cu el. Trebuie să identificăm problema lui, nevoia lui și să plecăm de aici. Așa a făcut Domnul. Și vă aduceți aminte ce i-a spus. Domnul o îi atrage atenția spunând, dăm să beau. Ce? Dăm să beau apă. Femeia este mirată. De ce? Pentru că el era evreu și pentru că un evreu nu se amestecă cu un samaritean. Iar dacă samariteanul este și femeie, are două motive care să nu se amestece cu ea. Și Hristos, pur și simplu, stă de vorbă cu un samaritean care era pe deasupra și femeie. Și femeia a fost foarte mirată și ea chiar întreabă, cum îți permiți tu, ce-i cu tine de mă bași pe mine în seamă? Eu sunt samaritean și sunt femeie. Hristos n-am vrut să încalce regulile convenționale. El a vrut pur și simplu să plece de la nevoia acestei femei pentru ca să poată trece în final dincolo de ea și să ajungă la sufletul ei. Femeia aceasta era o femeie cu o reputație foarte proastă. Avusese 5 căsătorii, acum era cu al 6-lea bărbat. Avea o reputație cât se poate de proastă. Eu mi-asum faptul că s-a dus la 12 ziua să ia apă, tocmai pentru că dacă mergea odată cu toate femeile, se mergea cu una alături sau se întâlnea cu una care se întorcea cu apa, toate o disprețuiau, o ironizau, o priveau cu dispreț. Și atunci a ales, ca să nu mai îi deschidă rănile ei pe care și așa sângerau, a ales să meargă într-un timp în care nu mai era nimeni. Să nu mai vadă pe nimeni zâmbind sarcastic. Să nu mai audă pe nimeni șoșotind când trece pe lângă două persoane. Avea destulă suferință. Vă puteți imagina ce înseamnă să treci printr-o experiență cu 6 bărbați și să nu te înțelegi cu niciunul dintre ei? Vă puteți imagina cât de frustrată era femeia asta? Cât de nefericită? Cât de nerealizată? Și a ales să meargă la miezul zilei când căldura era insuportabilă să-și ia apă. Și acolo găsește pe cineva care începe să vorbească cu ea într-un mod absolut neconvențional, pentru că era evreu. Și el întreabă, de ce vorbești cu mine? Tu te umilești să faci asta. Al doilea lucru pe care îl face Hristos este să-i stârnească curiozitatea. Primul a fost să-i câștige atenția și a reușit.
Acum vrea să-i stârnească curiozitatea. Și știți ce îi spune? Dacă tu ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți cere să bea apă, atunci tu singură ai fi cerut apa aceasta. Și femeia, observați cum reacționează. Dezaprobă spunând, tu n-ai cu ce să scoți apă, pentru că fântâna e adâncă și văd că nu ai ce-ți trebuie, tu ești un călător. Al treilea lucru pe care Hristos îl face este să-i precizeze nevoia. Și îi spune următorul lucru, oricui va bea din apa aceasta, îi va fi din nou sete, dar dacă eu o să-i dau apă de la mine, nu o să-i mai fie sete niciodată. Când femeia aceasta aude că există această posibilitate, ascultați ce îi spune. Femeia își exprimă dorința și spune, dacă tu ai apa aceasta, te rog, dă-mi apa asta ca să nu mai fie nevoie să vin până aici. Până aici nimic spiritual. Hristos pleacă de la nevoia ei, lucrează pe nevoia ei, de aceea ea este dispusă să continue să vorbească. La ce se gândește o femeie când o abordează un bărbat pe care nu-l cunoaște? Noi toți știm la ce se gândește. E, Hristos a trebuit să aibă grijă ca această femeie să nu se gândească că el flirtează cu ea. De aceea a ales o nevoie foarte comună, foarte puternică, să vorbească despre nevoia ei de apă. Femeia asta a venit un drum lung să-și ia apă pentru casă, pentru familie. Și Hristos a avut grijă să rămână pe această nevoie, ca femeia să nu cumva să-și asume că el bate apropo la altceva. Priviți, vă rog, ce face Hristos mai departe. El lansează o provocare și îi spune următoarele lucruri. Du-te și cheamă-l pe soțul tău. Și femeia încearcă să evite, pentru că subiectul acesta era marea ei suferință. Era marea ei problemă. Apa era ok, toți oamenii au nevoie de apă, numai că nu toți oamenii au 5 căsătorii. Ea însă aici era marele ei faliment, era marea ei rușine, era marea ei problemă. Și nu vrea să discute, să mai știe și străinul ăsta. Deși destul că știu toți samaritenii și nimeni nu mă suportă. Toți râd de mine, toți mă ocolesc, toți șoșotesc când trec pe lângă ei. Măcar străinul ăsta să nu știe. Și observați ce îi spune, n-am bărbat. Avea dreptate? Da. Dar nu a explicat dreptatea, doar a pronunțat-o. Și atunci Hristos o confruntă. Confruntarea este a cincea acțiune a lui Hristos. Noi de multe ori confruntăm pe oameni de la început și ne așteptăm cum vin în biserică să-și dea bijuteriile jos, cum vin în biserică să se sfințească, cum vin în biserică să se poarte ca noi care am îmbătrânit aici în adunare. Așa vrem noi, să fie sfinți. În loc să urmărim pocăința lor, noi vrem să urmărim sfințenia lor înainte de a se pocăi. Asta demonstrează că noi am avea nevoie de instruire mai mult decât ei de pocăință. Hristos o confruntă de-abia la pasul numărul 5 și știți ce îi spune? Tu ai avut 5 bărbați, iar bărbatul pe care l-ai acum e al 6-lea om în viața ta și ăsta nu ți-e bărbat. În momentul acesta, femeia înțelege că bărbatul acesta nu este un bărbat obișnuit. Și îi spune, Doamne, este foarte impresionată, nu se mai gândește la bărbat-femeie, deja gândul i-a plecat de acolo, nu se mai gândește nici la apă, ci pur și simplu, ia tot ce știa despre cineva care știe ce nu se știe, este că omul ăla trebuie să fie proroc. Și îi spune, Doamne, văd că ești proroc. Și atunci Hristos face tranziția de la apă la marea ei problemă, o problemă mai mare decât apa. Și îi spune următorul lucru. Femeie, răspunzându-i la problema ei, ceea ce mă impresionează cel mai mult din pasajul acesta este că atunci când ea află că omul ăsta e mai mult decât un bărbat obișnuit, este un proroc, este cineva care l-are pe Dumnezeu în el, își aduce aminte că și are un suflet și și are curiozități în legătură cu sufletul ei și spune, Doamne, eu am o întrebare la care n-am primit răspuns niciodată. Eu aș vrea să mă închin. Poate ți se pare ciudat că vreau să mă închin. Și eu vreau să mă închin, dar nu știu unde. Și Hristos îi răspunde. Dar lucrul care mă impresionează cel mai mult este faptul că eu personal, nu știu dacă și dumneavoastră, nu îmi aduc aminte că oamenii care trăiesc în păcat de lângă mine și ei, dar sunt
viață i-a dus departe de chinare. Și suntem tentați să-i disprețuim, să nu-i băgăm în seamă, să-i tratăm fără interes. E prea păcătos ca să se mai întoarcă. Însă unul dintre lucrurile pe care le învățăm este că oricât ar fi un om de păcătos, el nu pierde niciodată dorința de a se închina. Numai că nu mai are curaj să se mai închine. Care biserică ar aprecia pe cineva care este la șasea căsătorie și vine aici? Oamenii știu că nu sunt bineveniți la biserică în astfel de condiții. Însă vreau să vă spun direct, pentru că sunteți frații mei, oricât de nenorocit ar ajunge un om, el este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și undeva în sufletul lui, el ar vrea să se închine, dar știe că nu se califică. Îl descalifică cei cinci bărbați, îl descalifică drogurile, alcoolul, divorțul și multe altele. Și atunci intră în rolul de proscris, intră în rolul de falimentar, intră în rolul de pierdut, își pierde speranța, pune visul ăsta frânt în spate și nu mai îndrăznește niciodată să se gândească la perspectiva convertirii, pentru că el este descalificat. Pentru astfel de femeie, Hristos și-a permis inițiativa dialogului. Femeia se convertește și primul lucru pe care îl face este să devină un misionar pentru capitala Samariei. Se duce la oamenii ăștia și le spune: nu s-a mai gândit ce zic oamenii, ea a uitat că nu mai avea onoare, nu mai avea cuvânt, nu mai avea reputație, oamenii ăștia n-aveau nicio încredere în ea, au uitat, pentru că bucuria pe care a simțit-o în momentul acela, a experienței întâlnirii cu Domnul, cu prorocul, a fost atât de profundă, încât pur și simplu a intrat în rolul de persoană care știe ceva și trebuie să împărtășească cu alții. O grămadă de oameni din Samaria vin acolo și mai târziu ei spun: acum nu mai credem datorită ție, credem pentru că noi înșine am venit și ne-am dat seama, validăm, confirmăm că ceea ce ai spus tu este adevărat. Scumpă biserica Domnului Iisus, de aici învățăm câteva lucruri. Ce învățăm din această impresionantă experiență? Cu cât un om este mai păcătos, cu atât mai mult se califică să fie evangelizat. Cu cât un om este mai bolnav, cu atât are mai multă prioritate la emergency room ca să intre și să-l vadă un doctor, pentru că ăsta moare mai repede decât unul care a fost lovit la deget sau la genunchi. Al doilea lucru pe care îl învățăm: oricât de păcătos ar fi un om, el nu poate pierde niciodată gândul veșniciei, gândul închinării, chiar dacă s-ar putea să moară înainte de a-l practica, dar undeva el e pus acolo, este pus de Dumnezeu. Apoi, în al treilea rând, orice om poate deveni un evanghelist. Nu unul ordinat de biserică, ci unul care își povestește viața, experiența, credința, exact cum a făcut femeia aceasta. Încă un lucru, să nu disprețuim niciodată când întâlnim un om păcătos, pentru că mâine s-ar putea să fie folosit de Dumnezeu, să întoarcă mulți oameni la Hristos. Noi avem criteriile noastre de selecție. Dacă întâlnim pe cineva care este ordinat, îi acordăm mai mult credit și sigur că este normal să facem asta. Dar uitați-vă, vă rog, la această neconvenționalitate care este în Ioan în capitolul 4. O femeie cu o reputație atât de proastă, pe care nimeni nu mai băga în seamă, care dorea să fie singură pentru ca să nu mai vadă disprețul comunității, ajunge să fie evanghelistul comunității și tot să-L cunoască pe Hristos prin ea. Nu este bine să disprețuim pe nimeni, pentru că în noaptea dintre azi și mâine, persoana aceasta s-ar putea să se pocăiască, să fie acceptată de Hristos, iar noi continuăm să o judecăm, să o criticăm, fără să știm că păcatele ei sunt ca și ale noastre iertate. Încă un lucru. Procesul acesta al luminării minții, al mișcării inimii și al înduplecării voinței este procesul convertirii. Un proces al convertirii întotdeauna presupune luminarea minții. Nu folosiți doar emoția, pentru că emoția vine și pleacă, ea nu poartă nimic în sine. O emoție nu are informație, ci are numai o căldură sufletească, e un hormon. Convertirea trebuie să înceapă cu luminarea minții. Asta înseamnă rațiune, argumente, informație. 1 plus 1 fac 2, 2 plus 2 fac 4.
Trebuie neapărat să-i explici unui om planul de mântuire, să-i spui în câteva cuvinte cine este Hristos, de ce a venit, ce trebuie să faci tu, ce urmează. Trebuie neapărat, luminarea minții este fundamentală, orice decizie de pocăință care este făcută fără luminarea minții în prealabil, mâine va fi schimbată cu altceva. Luminarea minții te face pentru întotdeauna rob al lui Iisus Hristos. Pentru că dacă ai înțeles cine este Dumnezeu și ce a făcut pentru tine prin Fiul Său, atunci nu mai poți niciodată să-L abandonezi. Pentru că ceea ce noi căutăm în viață este iubirea. Iar atunci când o găsim, nu mai putem trăi fără ea. Însă după ce am luminat mintea, trebuie neapărat să venim cu al doilea lucru care este important, cu mișcarea inimii. Dacă mintea se adresează rațiunii, mișcarea inimii se adresează sentimentelor. Ați văzut cât de profunde au fost emoțiile noastre mai devreme, cât adânc au fost răscolite? Ei bine, emoția aceea trebuie să fie prezentă cândva, undeva, pentru că ea conferă foarte multă forță și multă motivație. Și în final, trebuie ajuns la înduplecarea voinței. S-ar putea să fie aici printre noi oameni neconvertiți. Oameni care încă nu l-au găsit pe Hristos. Și poate că au informația, știu ce trebuie să facă, poate că emoția este în sufletul lor, dar așteaptă o scânteie ca să se înduplece voința. Aș vrea să vă rog, înainte să ne despărțim, să mergem la masă și să continuăm convenția aceasta până luni seara când se va termina. Să avem un moment de rugăciune și să răspundem la următoarea întrebare. Pentru mine și casa mea, pentru mine și biserica de unde vin, marea trimitere este marea trimitere sau marea omitere? Marea uitare, marea neglijare, marea evitare? Vă invit să vă ridicați. Oamenii lui Dumnezeu, Pavel cu generația lui au murit, am rămas noi. Cine va promova marea trimitere dacă noi nu o promovăm, nu o susținem, nu ne cheltuim pentru ea, nu-i dăm curs, nu ne implicăm? Ce ar trebui să se întâmple ca să facem asta? Este o responsabilitate pe care Hristos a pus-o pe umerii noștri. Este o chemare pe care a adresat-o în parte fiecăruia. Marea trimitere este la fel de reală ca în generația Domnului Iisus sau apostolilor. Ea este aici în fața noastră, în Scriptura pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și în dimineața asta trebuie să ne o asumăm. Trebuie să ne o asumăm în dreptul nostru ca indiviz, familie și biserică. Și trebuie neapărat să ne cheltuim, să facem eforturi, să ne folosim toate resursele, pentru ca oamenii la care noi avem acces să audă despre ce s-a întâmplat cu mine. Să-i spun, așa cum îi povestesc despre ultimul meu nepoțel, îi povestesc cu entuziasm, cu bucurie, aproape că lăcrimez, tot la fel să-i vorbesc despre Domnul meu, să-i spun cum eu aștept să trec dincolo și să merg în împărăția lui Dumnezeu. Suntem obișnuiți să ascultăm o grămadă de informație și poate ni se pare prea obișnuit ca predicatorul ne ridică în picioare și vrea să facă o aplicație. Dar ce rost are predica mea dacă nu suntem dispuși să facem un pas în ea și să o aplicăm? De ce trebuie să primim atâta informație dacă nu o trăim, dacă nu o aplicăm, dacă nu o punem în viața noastră ca să creștem, să ne maturizăm mai mult? Gândiți-vă la oameni ca femeia aceasta, care sunt descalificați. Și nimeni n-au chef de ei. Toate orașele sunt pline de astfel de oameni falimentari. Vă rog, imitați-L pe Hristos care se oprește, începe de la o nevoie reală și ajunge până la urmă la mântuire. Haideți să stăm înaintea Domnului și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne folosească și pe noi și să facem parte din marea trimitere. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.